Nu trebuie să călătorim în destinații exotice pentru a petrece finalul de an la temperaturi ridicate. Anul 2023 nu se dezice și poate fi declarat cel mai cald din istoria măsurătorilor și în România. Inclusiv trecerea dintre an va fi sărbătorită la temperaturi de primăvară normale pentru luna martie. În plus, și gerul Bobotezei va fi istorie. Înghețat! Înghețat pentru că așa cere jocul. În realitate, temperaturile au fost departe de pragul înghețului, așa că în loc de o bătaie cu zăpadă, acești copii s-au mulțumit să alerge pe gazonul verde din centrul Timișoarei. Vremea a fost perfectă și pentru plimbări cât mai lungi. Yeah, it's quite nice. The weather is great and also like the Christmas market is really good, so yeah, we really enjoyed it. Dacă facem echilibru între muncă, sport și relaxare, atunci avem performanțe. Și terasele au avut clienți ca într-o zi de primăvară. La prânz s-au înregistrat 10 grade. The weather is nice, so we wanted to have a walk. Enjoy the weather in December. It's a romantic month, so it's nice to go out for a date. La nivel național, la ora 13 s-au atins temperaturi record. La Târgu Neamț erau 14 grade, iar la Giud 15. Extrem de cald pentru luna decembrie a fost în tot sudul României. De la Mangalia până la Drobeta Turnu Severin s-au înregistrat valori de 15 grade. Culmea, în unele zone a fost mai cald la deal și munte decât la câmpie. Ne bucurăm că am ieșit, nu am mai ieșit de câteva zile, că tot au fost agitația aceasta și acum ne bucurăm de vreme. 2023 se conturează drept cel mai cald an din istoria măsurătorilor. Ultimele zile din acest an sunt cu temperaturi foarte ridicate, temperaturi ce vor ajunge până la 15-16 grade în partea de sud, sud-vest a țării, temperaturi care sunt mai degrabă normale pentru luna martie, deci iată o vreme de primăvară la finalul anului 2023, dar chiar și începutul anului 2024. Chiar dacă vor mai urma scurte episoade de răcire a vremii, în prima jumătate a lunii ianuarie, temperaturile rămân peste mediile normale. Cum vreți să fie banii? Mai mulți și în buzunare, răspund românii în cor. Dar guvernanții au pentru noi o întrebare obsesivă. Cash sau card? Pe caieta răspunde cei mai mulți dintre noi. Să faci revoluție fiscală în țara în care 4 din 10 oameni n-au nicio treabă cu banca e ca și cum ai vrea să scoți bani cu cardul, dar ți-ai uitat PIN-ul. Asta avea să afle premierul, care și-a dorit să limiteze plata cash și să ne facă să ne scoatem de la saltea economiile. Noi așa am crescut cu banii cash și cu asta, așa suntem obișnuiți, cu bani cash. Elementar și cronologic la biblică, de ce mi-i interzici tu mie să forțez bancnota? Pentru ce? N-am înțeles. Ce credeți că se urmărește? Domnule, e banii mei. Fac ce vreau cu ei. Card. Ați folosit vreodată? Măcar să încercați? Nu. Știți cum arată un card? De la de sănătate. Nu de la de sănătate, de ăsta bancar. Păi n-am ce să fac eu cu cardul. Românul are, cred așa, o relație specială cu banul fizic. Adică sunt anumite tradiții pe care le are poporul român de... începând cu copilul care fură bani de la tasul când... Nu știu, a venit asu un pic mai vesel de la birt, nu mai știe exact câți bani are în buzunar și extrage pe ăla micu de acolo niște bani. Acum ce faci? Te duci, bagi mâna în buzunar și în loc de bani vezi carduri. Urât. Adică o să umble copiii cu POS-uri săraci să tragă de la tasul de pe card 10 lei sau 15 lei, că nu poți să iei cardul cu totul. Cum s-a luat aia și la mine și saltea? Suntem campioni la ținut banii la saltea. De cum crezi că s-a născut tradiția asta? De ce la saltea? Un loc în care stai nemișcat mai mult de 8 ore, cum se întâmplă în pat, nu există în casă. Deci pur și simplu, ca să-i ții cât mai aproape, efectiv ăla e locul în care petrești cel mai mult timp. Și totuși, premierul ne recomandă plata cu cardul și o limitare a plăților cu bani lichizi. Dacă o astfel de inițiativă ar fi implementată, persoanele fizice nu ar putea plăti mai mult de 5.000 de lei cash la o singură tranzacție, iar persoanele juridice ar avea această limitare la suma de 1.000 de lei, mai puțin la plățile de la marile magazine. Măsura este privită ca una de combatere a evaziunii fiscale, dar greu de aplicat în condițiile în care aproape jumătate dintre români nu au cont la bancă și dispunem de aproximativ 70 de bancomate la 100.000 de locuitori. Bancomat aveți? Nu avem și nici nu ne trebuie, că noi nu vrem să punem banii pe card sau banii noștri
facem ce vrem noi cu ei și îi gospodărim cum vrem și nu cerem noi aprobare cuiva ce să facem noi cu banii. Facem ce vrem. Românii nu prea au încredere în bănci, nu știu să-și deschidă conturi, nu înțeleg cum funcționează dobânzile. Dovadă că doar unul din trei români are cont bancar, este cel mai scăzut nivel din Uniunea Europeană. Economisirea banilor la saltea în lei, în euro sau în dolari va continua să reprezintă o metodă de economisire mult timp de acum încolo, până când generațiile se vor schimba, iar cei născuți în comunism vor înțelege avantajele și, bineînțeles, riscurile unor plasamente financiare. Eu m-aș descurca mai bine cash, nu cu cardul. Chiar nu m-aș pricepe deloc să fac figurile alea acolo pe bancomatul ăla ca să iau ceva, nu mă descurc. Nu mă descurc. Și majoritatea care sunt mai ca mine, tot așa. E greu să ne descurcăm noi cu cardul. Da. E foarte greu. În timp ce sătenii fug de carduri, bucureștenii le colecționează, până nu mai au loc de ele prin portofele. Geanta asta este mult prea mică, așa că am doar 3 carduri, dar unul este de bonuri, așa că da. 2 sunt la aceeași bancă și un card la altă bancă. Și dacă pentru cei mai mulți dintre noi banii vin, banii pleacă, alții reușesc să-i mai țină și prin buzunar. La finalul verii, potrivit BNR, românii aveau puși la saltea peste 65 de miliarde de lei, cu 5% mai mult față de primul semestru al anului. A început goana după vâsc, struguri și pește, cele trei lucruri care nu trebuie să lipsească de Revelion. După o tură prin piață, concluzia a fost simplă. Este scump să respecti tradiția. Sute de lei au cheltuit oamenii pe aceste produse care aduc noroc. Peștele nu trebuie să lipsească de pe masa dintre ani. Se spune că cei care consumă pește în noaptea de Revelion vor avea noroc în anul care urmează. Un noroc care nu este pentru toate buzunarele. Dați-mi 5. Ia, decide, eu plătesc. Nu mănânci zi de zi pește, din punctul meu de vedere. Mănânci, da. Plătești? Eu plătesc, da. Asta e calitatea mea, doar atât. Prețurile pentru un kilogram ajung și la 80 de lei în funcție de tipul de pește. Dar banii nici nu mai contează, atât timp cât norocul pentru tot anul este asigurat. Să zice că să fii vioi ca peștele, iute. Pe lista talismanelor folosite între ani se află și strugurii. În piețe sunt cam la fel de scumpi ca peștele. Aproape 30 de lei costă un kilogram. Cât v-au costat strugurii? Păi uitați, dacă este 28 de lei kilogramul, cred că în jur de 80 de lei. Sunt cam 3 kilograme aproape, da. Pentru fiecare lună câte o boabă? Strugurii, 37. Doar strugurii, restul. Multă sănătate vă doresc. Să nu uităm de vâsc, denumit și ramura de aur. Planta se spune că aduce noroc, protecție și prosperitate. Totul pentru doar 10 lei. Ia vâscul, ia norocul, ia norocul, vâsculețul cu noroc. Prosperitate și venituri mai grase. Cât mai încărcat, cu atât mai bine. Și face efectul? Să știți că da, cel puțin la mine da. Și toată lumea acum se uită după buchețele, eu mă uit după unul puțin mai mare ca să stea frumos sus la lustră. Tragem linie și vedem că pentru un kilogram de pește, unul de struguri și pentru o creangă de vâsc, totalul depășește 100 de lei. Însă se spune că noul an nu trebuie să te prindă cu buzunarele goale. Misiune grea pentru cei care și-au cumpărat pește și struguri. O să aveți bani în buzunar? Am 1 milion. Ala-l păstrez ca să-l am. În rest mai am cardul care mai mă juc cu el. Card de cumpărături. E scump să păstrez tradiția. În căutarea celui mai bun și spectaculos tort de Revelion, românii iau cu asalt cofetăriile. Mergem și noi într-un astfel de loc, de unde colega mea de la Timișoara, Iulia Dumitrașcu, ni se alătură cu detalii. Bună ziua, Iulia, te ascultăm! Bună ziua și bun găsit tuturor! În mod cer, de pe masa de sărbătoare nu lipsește ceva dulce. Să știți că de Revelion oamenii preferă torturile. Ce variante putem comanda, ne va spune astăzi Alina. Bine te-am găsit! Bine ați venit, bună ziua! Spune-ne, ce oferte avem? Oferta este variată, de departe cel mai dorit sortiment de tort rămâne Pavlova, probabil cea mai populară prăjitură din lume, cu foi de bezia, cu cremă de brânză și fructe proaspete. Mergem mai departe la tortul de fistic, o cremă de vanilie pe bază de unt, praline de fistic, foi, la fel foi de bezia, tortul alb-negru, mus de ciocolată albă, mus de ciocolată neagră și vișine.
Ceva mai sofisticat și interesant arată tortul alb. Tortul alb este tortul de lămâie cu o cremă de lămâie, cu un blat pufos și bezea flambată. Și spune-ne și despre cele mai celebre. Cele mai celebre, probabil tortul medovic, un tort rusesc cu miere și smântână. Decorul este minimalist, potrivit oricărei sărbători. Iar fiecare tort are clar și un mesaj, nu? Pentru noul an. Fiecare tort are și un mesaj, exact, să sărbătorim venirea noului an, clasicul la mulți ani. Aici, în Banat, se poartă, dacă putem spune așa, un tort anume. Care este acela? Da, tortul Doboș, un clasic al cofetăriei ungurești. Este un tort fin și elegant, prezentat cu o glazură crocantă de zahăr ars. Este un tort cu fix 6 foi și 5 straturi generoase de cremă de ciocolată și unt. Ce mai avem aici? Mai avem tortul de morcovi, blat de morcov, scorțișoară și nucă, o cremă de brânză, tortul cu cremă de ciocolată albă și zmeură, tortul cu bezea, nucă, caramel. Ofertă foarte variată, îți mulțumim mult pentru informații, toate sunt spectaculoase și decorurile sunt pe măsura sărbătorii, care, ca să spunem așa. Trebuie să menționăm și cât costă un kilogram de tort, prețul începe de la 95 de lei, dar în funcție de ce fel de sortiment vă doriți, acest preț poate să crească. Momentan acestea au fost informațiile de aici, la revedere! Revin în forță petrecerile de Revelion în sufrageria apartamentului. Ofertele piperate i-au făcut pe mulți să-și schimbe planurile pentru seara de anul nou. În loc de petrecere la o cabană la munte ori într-un club select, mulți dintre noi vor avea parte de o adevărată distracție cu prietenii chiar în sufrageria de acasă. Doar câteva zile ne mai despart de petrecerea dintre ani, iar planurile sunt deja făcute. La munte, așa cum este normal, am dat 3.000 de lei și o să fim 5 oameni. Cei 3.000 de lei au fost doar pentru cazare, mâncarea o să fie separat. Un astfel de scenariu nu este pentru toți. Era prea scump la cabană în Brașov. Facem revelionul la apartament alături de cei dragi. Este mult mai rentabil față de prețurile care sunt acum la munte pentru cazarea a 15 copii. Într-o cabană. Cei mai mulți au preferat să evite anul acesta deplasările de Revelion din cauza costurilor mult prea ridicate, așa că petrecerea dintre ani o vor face chiar acasă. De Revelion doar cu prietenii acasă și probabil o să ieșim puțin prin Piața Constituției, pe stil vechi în apartament. Noi am preferat la munte, dar am preferat să stăm acasă. Dar nu s-a mai putut că era scump. Da. Și am zis, hai, lasă, facem acasă. Chiar și acasă, cheltuielile se adună. 3 milioane. 300. Plus mâncărul și așa mai departe. Plus băutură, că o să fie. Plus artificii și așa artificii mai departe. Și... Cum mulți au optat să facă revelionul pe stil vechi, restaurantele vin cu oferte last minute pentru a-și atrage clienții chiar și în ultima clipă. Meniul pentru o persoană pleacă de la 400 de lei și poate depăși 1000 de lei în unele localuri, dublu față de costul pentru o petrecere organizată în apartament. Rochia perfectă pentru Revelion le face pe doamne și domnișoare să ia la rând magazinele chiar și pe ultima sută de metri. Bugetul nu e deloc limitat, mai ales că este vorba de marea petrecere dintre ani, acolo unde fiecare își dorește să atragă toate privirile. Unde mai pui că pe lângă haine, lenjeria roșie nu trebuie să lipsească. Goana după cumpărături încă nu s-a terminat. Magazinele au fost luate cu asalt și astăzi de domnișoare, în căutarea rochiilor pentru petrecerea dintre ani. Cu pene, cu fulgi, cu paiete. Iar bugetul e destul de generos pentru o rochie pe care o va purta doar o noapte. În jur de 200 de euro și arată spectaculos, cum ar trebui să arate orice ținută de Revelion. Tot spre același buget se îndreaptă și Mihaela, care încă nu și-a găsit ținuta perfectă. Mai mult de 1000 de lei n-aș da pe o rochiță. Deci 1000 de lei totuși ai da? Aș da, dacă e frumoasă, rău și mi-ar place. Mi-ar plăcea. Deci să fie neagră și simplă, un detaliu așa micuț și atâta. Dar pe lângă rochie trebuie să mai asorteze și încălțămintea. Mă gândesc la niște sandale, tot așa cu sclipici ceva. Dar, gen, dacă rochia e neagră, mi-aș lua sandalele albe, așa, să fie un clasic, să nu dau greș. Sandalele albe. Și acolo cam ce buget ți-ai alocat? 700 de lei, maxim. Andra caută o ținută care să-i scoată trăsăturile în evidență. O rochie super simplă. Cum ar trebui să arate? După gustul meu, mulată, să mi se vadă formele și... Așa, super simplă. Contează mult și lenjeria intimă, mai ales pentru tinerele superstițioase. Mi-am luat lenjerie roșie de la Victor aici. Și cât ai dat tu pe lenjerie? Un milion jumate, cam așa.
Sunt deja pregătite hainele de acasă. Da, doar lenjeria a fost cumpărată astăzi. Lenjerie roșie și bani la sutien. Că în jur de 100 de lei. 100 de lei. Lenjeria. Să porți roșu în noaptea de Revelion este o superstiție veche. Roșul simbolizează viață, putere, dorință și dragoste. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Eu sunt Cristian Sabah. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept diseară de la ora 18 cu știri. O sâmbătă frumoasă vă doresc. Bună ziua! Astăzi, valorile termice se vor menține peste mediile multianuale specifice datei. În regiunile intracarpatice, precum și la munte, cerul va fi temporar noros și pe alocuri trecător va ploua slab. În restul zonelor, cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare la munte cu precădere la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 13 grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi variabil, iar mercurul din termometre urcă până la 12 grade în Călăraș și 11 grade în Ploiești. În Transilvania ne așteaptă vreme mohorâtă cea mai mare parte din zi. Maxime de până la 6 grade vor fi în Cluj-Napoca și 9 grade la Alba Iulia. În Moldova cerul va fi variabil cu norări temporare. Mercurul din termometre va urca până la 6 grade în Galați și 10 grade în Iași. În vestul țării cerul va fi în mare parte înnorat și sunt anunțate ploi. Se vor înregistra 10 grade la Reșița și 9 grade în Oradea. În Oltenia va fi o zi cu atmosferă însorită. Maximele vor atinge 14 grade la Craiova și 12 grade în Râmnicu-Vâlcea. În Dobrogea, ziua de mâine aduce vreme închisă, dar șansele să plouă sunt reduse. Temperaturile maxime urcă până la 9 grade în Tulcea și 13 grade la Mangalia. În capitală se anunță o zi plăcută. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi de 12 grade. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 2 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească. Mâine vremea va fi predominant frumoasă, iar regimul termic caracterizat în continuare de valori peste cele normale. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 11 grade. La munte, cerul va fi temporar noros și pe alocuri trecător vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare, cu precădere la altitudini mari. Variațiile termice nu vor fi semnificative, iar valorile se vor situa în continuare peste cele normale pentru această perioadă. O după amiază frumoasă!